Autoritățile au ridicat astăzi carantina parțială din localitatea Cuzavodă, măsură luată pe 21 aprilie, după ce în comună au fost înregistrate mai multe cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. DSP Constanța a luat decizia de a efectua încă o rundă de testare în zona carantinată și în acest sens 90 de persoane au fost testate acum 2 sau 3 zile. Rezultatul a venit, toate persoanele au fost negative, deci nicio persoană nouă infectată cu coronavirus din zona carantinată. Trebuie menționat faptul că acum o săptămână se mai făcuse o rundă de testare și testele acelea au ieșit negative și având în vedere că din persoanele care au fost depistate pozitiv și internate, marea majoritate s-au vindecat, adunat și faptul că noile testări nu au adus persoane în plus care să fie pozitive cu COVID, s-a făcut un raport care a fost înaintat domnului secretar de stat Raed Arafat și acesta a semnat ordinul de ridicare a măsurii de carantină începând de astăzi, de la ora 8 dimineața. Pe 21 aprilie, o zonă importantă din localitatea Cuzavodă a intrat în carantină. Măsura a fost instituită după o analiză de risc făcută de Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin care s-a constatat faptul că în localitate există un risc epidemiologic ridicat. Pe 17 aprilie, o persoană a fost confirmată cu COVID-19, iar la cererea autorităților a fost realizată o testare a populației din zonă cu ajutorul jandarmilor constanțeni și al medicilor de familie. Astfel, 12 dintre cele 31 de persoane testate la acel moment au fost confirmate cu COVID-19. Zilnic, în medie, 125 de jandarmi, polițiști, polițiști locali și militari au asigurat perimetrul stabilit pentru carantină, iar Inspectoratul General de Aviație a organizat misiuni de survol cu elicopterul pentru sprijinirea dispozitivelor din teren.